Actor Mircea Diaconu vorbește despre povestea de iubire pe care o trăiește alături de soția sa. Nici nu se cunoscuseră bine și a simțit din prima clipă că ea este aleasă. De când v-ați cunoscut soția, nu ratați cafeaua nicio dimineață. Și când sunteți plecați, vă beți cafeaua la telefon, da? Da? Așa este. Are alt gust cafeaua de când ați întâlnit-o pe soția dumneavoastră? Nu e vorba de alt gust, pentru că am băut toate felurile de cafele între timp, că sunt 43 de ani de când ne-am căsătorit. Da, pentru că la început a fost o cafea și nu se putea altfel, pentru că aș fi vrut să mă întâlnesc cu ea, așa, dintr-un motiv pur și simplu, niciun alt motiv decât din instinct, din, nu știu, așa mi-a venit în cap într-o zi seară. Vara, a fost o vară în care funcționa ceva foarte important, de care iarăși nu se discută prea tare, festivalul de film de la Costinești. Și mă duc să-mi lansez un film, să lansau un film în care jucasem, și mă duc seara, urmând capul la 3 noaptea să plec. Și după ce s-au terminat astea, am vrut să mănânc ceva, că plecam pe la 3 noaptea. Și am stat pe terasă la hotel și am mâncat ceva. Și era mai multă lume, și ea, colegi, în fine. O știam din facultate, că eu fusem asistent la facultate și ea studentă. Și uite așa, și am plecat ăla și am rămas amândoi, pălăvrăgind. Și n-a plecat imediat la culcare, a mai stat cu mine vreo oră de discuții și am întrebat-o, tu cine, mama, tata, ta, cine ești și nu știu ce, că ne știm profesional sau ne știm într-un fel, da, nu altfel. Și am vorbit și asta a fost tot. S-a venit toamna și ploua de vreo 2 săptămâni și pe stradă mergând m-am întâlnit cu o prietenă foarte bună, ei, cea mai bună prietenă de atunci, care făcea critică de teatru pe vremea aceea, pe stradă. Și am zis, tu ești prietenă cu Diana Rupescu? Da. Ai, știi numărul ei de telefon? Și mi-a spus numărul ei de telefon, fix, și în alte vremuri. Da. Mie tocmai îmi puseseră și mie număr de telefon, când cumpărasem casă, casă cu curte, casă cu pivniță, cu lemne, în București, într-o străduță liniștită, pe care o am și azi, casa, vreau să spun, și aveam și număr de telefon. L-am ținut minte instantaneu, numărul, am ajuns acasă, a stat o vreme și am făcut numărul și am vorbit cu ea. Era la Bacău și n-aveam subiect și am zis, ce mai faci, lucruri de astea, s-au terminat repede astea. După care zic, s-ar putea întâmpla să apar pe acolo, prin Moldova, că am niște lucruri de rezolvat și dacă cumva trec sau nu știu ce, aici tu o cafea, să bem o cafea, pentru că argument n-aveam. Eu nu beam cafea. Da. Nu beam cafele. Băusem, cred că 2 cafele în viața mea și nu-mi plăcuse niciuna dintre ele. Dar cafeaua era pretextul, nu să zicem așa, formal. Da, zice, da, sigur. Am închis. Mai sta puțin și am sunat la gara. Și am întrebat când e primul tren la Bacău. Și mi-a spus și la 9:30, 10 fără un sfert, eram în gara la Bacău. Și am dat telefon din gara. Ce frumos! Da. Și am zis, uite, s-a întâmplat mai repede decât mă așteptam, uite, pentru care sunt în gara. Aoleu! Și ajung, urc, era în bucătărie, făcea cafea, stai în living, nu, stau și în bucătărie. Stau și în bucătărie, a făcut cafea, turna cafea, am luat 2 guri acolo, după aceea ne-am mutat în living acolo. Și eram băut cafea, vorbind ca actorii de teatru, de profesie, de fine. Da. Plăgeam într-un fel. Și la un moment dat o întreb, dar jur că n-am avut nimic în cap înainte, de niciun fel. Pur și simplu am zis, uite, dacă eu te-aș cere de soție, să zicem, tu ce ai zice? Și a lăsat, cred că 2 secunde a stat, nu mai mult. Și a zis, aș fi de acord. Și am continuat discuția. După care am mers la teatru, colegi, am mai discutat pe acolo, nu știu ce, și după amiaza am plecat cu avionul și m-a dus cu autobuzul ăla până la aeroport. Și acolo, în aeroport, iar am zis, o cafea. Și am luat și o cafea acolo. Repet, nu era cafea mea. Da, problema mea. Așa. Și zic, dacă tot ai zis că, hai să facem și să stabilim când. Și am discutat ca 2 oameni serioși când. Ea avea nu știu ce turneu, eu nu mai știu ce, peste o lună se putea. Și a zis, peste o lună ne căsătorim. Și asta a fost tot. Și ne-am căsătorit, pur și simplu. Ei, acum, de atunci încoace, bem cafele în fiecare dimineață amândoi,